Târgujenii au profitat de ultima zi în care puteau să-și achite taxele și impozitele cu o bonificație de 10%. În această dimineață, zeci de contribuabili au lăsat orice grijă deoparte și s-au prezentat la caseria municipiului Târgu Jiu. Oamenii susțin că orice reducere este binevenită, deoarece banii respectivi îi vor folosi într-un alt scop. Astăzi a fost ultima zi în care contribuabilii din Târgu Jiu au putut beneficia de bonificația de 10% aplicată pentru plata taxelor și impozitelor locale. De luna viitoare vor trebui să achite plata integral. Așa că pe ultima sută de metri, mulți dintre contribuabili s-au prezentat la ghișee. Uitați, taxele și impozitele acum pe ultima 100 de metri beneficiați de o reducere? Am plătit și am venit astăzi pentru că e ultima zi ca să beneficiez de reduceri. M-am să dau 2.200.000. Am dat 12.500.000, m-am 2.500.000 să plătesc. Este semnificativă această reducere? Cât de cât. Nu e prea mare brânză, că e 10% din valoare. Știați că astăzi este ultima zi în care se aplică reducerea aceea de 10% la impozite și taxe? Nu știam, dar de regulă plătesc până la 31 martie impozitele. În primul semestru? În primul semestru, da. Așteptați la casieria Direcției de Taxe și Impozite Locale a municipiului Târgu Jiu sunt și târgujenii care au amenzi de achitat. Trebuie să știe că nu pot să-și achite impozitele și taxele până nu achită amenziile. Este o condiție obligatorie prevăzută de Codul de Procedură Fiscală. Pentru bugetele locale, plata impozitelor și taxelor se face cu prioritate dacă se achită amenziile de circulație sau amenziile de orice natură pe care le au în evidență. La nivelul municipiului Târgu Jiu sunt înregistrați peste 150.000 de contribuabili, fie că au de achitat impozit pe bunurile care le dețin, fie că au fost amendați. Cu toții sunt așteptați la ghișeele instituției pentru a-și îndeplini obligațiile către stat.